Ludovic Orban, fost prim-ministru al României, actualmente președintele Partidului Forța Dreptei, a declarat pentru 1TV că nu va accepta foștii membri ai PSD în partidul său. Înființat în urmă cu câteva luni, Partidul Forța Dreptei dorește să aibă alături oameni competenți, care nu au mai făcut politică până acum, ori care au înclinații spre liberalism. Orban a declarat că, citez, cine a defilat sub trei trandafiri nu are cum să gândească liberal. Am încheiat citatul. Prezent la DEVA, fostul premier al României, Ludovic Orban, a declarat în cadrul emisiunii La Subiect că nu va accepta ca vreun membru al Partidului Social-Democrat să se alăture Partidului Forța Dreptei. Această nouă formațiune politică va accepta numai oameni care nu au mai fost implicați în politică până acum sau care au făcut parte din partide cu viziune liberală. Ei, la ora actuală nu s-au înscris în Forța Dreptei decât foști membrii PNL sau oameni care nu au făcut politică. Acceptați dacă vă vor bate la ușă și nu. De la PSD? Nu. Oricare ar fi oferta, nu poate? Nu există. Cine a fost membru PSD, cine a defilat sub trei trandafiri în fața cetățenilor, nu poate să gândească liberal, nu poate să aibă o gândire. Este adevărat că am primit vreo 6 parlamentari de la PSD în 2019, dar numai cu obiectivul de a putea construi o majoritate parlamentară care să ne ajute la demiterea guvernului PSD. A fost un interes comun. Și la oprirea guvernării PSD. Pentru că altfel nu se putea. Ludovic Orban a fost prezent la DEVA la finalul săptămânii trecute, atunci când a efectuat o vizită de lucru cu ocazia înființării filialei județene a Partidului Forța Dreptei Hunedoara.